Ok. Dar faceți și voi așa cum am zis, la început ții mai de jos și pe aia dai drumul la laț? Da, am dat cu drumul. Și aici ține, mai că văd acum aici. Te uiți la început să vezi să fie aia egală, că după eu la fel fac. Da, 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 aia. Și pe aia fugim aici, alergăm. Ridici de funie. Bun, okay. Deci aici eu am de ridicat, bun, exact, mai zim. Ridici. Și din coace invers, tu întinzi brațul și eu ridic, ca să, vin la, ca să fie platforma pe cealaltă. Ah, bine, și da. Și după aia lăsăm un pic larg. Bun. Și mergem zigzag repede. Bun, tu îmi zici aici de unde apuc frânghia, okay. Bine? Da. Bun. A reușit Elena să reducă din diferență. Acum scorul este 4-2 pentru războinici. La start, pentru prima dată, Asiana și Carmen Emanuela, dar doar ca să -i ajute pe Ghiță și Andrei. 3, 2, 1! Să vedem acum cuplul Asiana-Ghiță dacă vor avea probleme din cauza înălțimii. Aveți grijă! Asianei, se pare că nu. Rămân totuși puțin în urmă față de războinicii Emma și Andrei. La țintă vor arunca băieții. Așa cum am spus. S-a încurcat Ghița acolo. Asiana nu înțelegea dacă va arunca ea sau Ghiță. Aruncă Ghiță și dărâmă până la urmă un cub. Andrei are două cuburi, l-a lovit, dar au rămas încă acolo pe țevi. Încă un cub dat jos de către Ghiță. Nimic Andrei încă și este punctul lui Ghiță. Îl învinge pe Andrei fără drept de apel și scorul este 4-3 pentru războinici. Te-a luat, te-a luat flama, a? Păi când am văzut că au mers astăzi și mă uitam, e Andrei, ce f***a o tasă cu Andrei? Lasă-o să-ți a noastră. Vai, ce emoții mi-a dat Asiano. E fix, vin încoace, Zara. E fix, cum am zis. Păi, exact ce ți-am zis. Dai, am dat sus spre inel. Ca să se... Și n-am dat tare. De aici de la umăr am dat în țintă, am dat după țintă, știi, după inel. Normal, exact. Cu forță la inel. Păi, ce-am zis? Da, noi dacă nu dăm la forță, nu. Bine, să ajungă săculețul până la inel. Păi, am dat cu forță și am dat numai unul singur. Bun. Da, pe tocmai, nu, trebuie numai să dai cu săculețul în inel. Bă, fiți atenți. Bă, dar ne-am alergat bine. Acum, ăla care alergă, se duce direct la saci. Ăla care, așa, ăla care ajută, se asigură că sunt mingile acolo, ca să nu mai stea Andrei să le pună. Ai lăsat prea de lucru la tine, că tu dai cu forță. Ghiță odată una, abia au șters cubul și s-o dus până de tot, acum nu trebuie să dai tot. Da, trebuie să asta am încercat prima oare. Încearcă numai să-l limerezi, vezi ce frumos se duce, să-l limerezi sus. Da, eu cu asta. Deci acum acasă. Nu, l-am zis, ce facem, mă? Am zis, ce fac? Nici nu mai vedea că îi aruncă, scuze-mă. Nu mai știam, am depășit de cap. Ăla care aruncă, care aruncă, care aruncă, ești direct. Războinici! Hai, boss. Avem treabă. Hai că trebuie să vă fac paste al dente. 8 minute. Ajută, și să-i dau cafeluța dimineața Elenei. Să nu mai... Dacă mai apucă. Să nu mai certă. Să-i dau cafeluța dacă mai apucă. Dacă ne batem cu ea, nici nu se pune problema. Da. Păi ce, era să pice? Eu nu le-am simțit că era să pice. Era un pic, dar nu de zece. Nu. Era un pic. Păi da, e diferența de înălțime, vezi tu să te ghidezi după mine. Era așa. Păi da, din cauza mea, că eu nu ridicam. Nu, așa, nu așa, înțelegi? Pe la... Adică bun. Să simți funile că bun. Stau fixe. Bun, da. Mă ghidez, balaur, te aud. Bine. Ai văzut, Andrei, da. Și da, uite, dai tare, că vin după tine. Și da, oricum nu vin, știi? Bun. Dai tare și-o vin după tine. Numai să fim atenți la minci. Da, hai, ținem tare aici să continuăm. Și când e aici, dăm drumul la leață. Da, mă ocup eu aici când le hai lăsăm să le pun eu acolo în coș. Exact. Eu fug și mă duc la treaba mea. Da. 4-3 pentru războinici, două puncte câștigate consecutiv de către faimoși. Din nou pe teren, Asiana și Carmen Emanuela, de data aceasta, vor arunca la țintă. Le ajută Cezar și Iancu. 3, 2, 1. Hai Cezar, hai Asi! Alergă foarte bine Asiana cu Cezar și ia, uitați ce fac războinicii, au pierdut o minge. Avans mare pentru echipa faimoșilor. Probleme acum pentru faimoși, trebuie să întoarcă. Trebuie să întoarcă, la fel au probleme și războinicii. Nu funcționează cele două cupluri, au scăpat mingile. Mai spate, Cezar, mai spate! Mai în spate trebuie să întoarcă cei doi de la faimoși, acum reușesc.
ajung în aceste condiții fetele în același timp la țintă. Aruncă Asiana, lovește Ema un cub de mai multe ori și se apropie, aproape că l-a dat jos de pe țeavă. Aruncă Asiana cu două mâini. Hai să vedem. Continuă războinica să arunce și dărâmă primul cub. Și al doilea cub este dărâmat de către războinică. Avantaj de două cuburi. Asiana aproape a dat și a jos un cub. Rămâne încă pe țeavă. S-a dus Asiana să-și ia sacii. Va mai apuca să arunce, să vedem. A mai deplasat puțin Carmen Emanuela acel cub rămas pe țeavă. E aproape de final războinica. Doar printr-o minune mai poate câștiga Asiana. Da, este prea târziu pentru faimoasă. E punctul lui Carmen Emanuela. Și scorul este 5-3 pentru războinici. Da, mă, nu, dar încercați să alergați cu ea în față, nu mai alergați cu ea în spate. Bă, da, și eu m-am lovit cu piciorul, din cauza mea. Și mie, nu, și din cauza mea, și mie mi-a dat în picior, că nu m-a spus bine, da? Nu și uita să mă mai uit, dracule. Dar ideea că te pe mingi și suna lângă alta, e lei pe amândouă dată. Și lor? Da, auziți, da, la fix lucrurile. Cine trebuie rată? Clar. Clar că de-aia Casiana. Da, am stat pe noi alegem acum pe mine. Ieșiți fetele mai întâi. Da. Și sigur o să mai ia pe mine și jodesc. Apoi ies eu cu... Da. Ești a fost 4, 3, 5, 3, 3. Deci sacul ăla e de 3 ori cât mine. Bun, ei aleg, nu? Și înălțimea e de 10 ori cât mine. Ei aleg, nu? Da, ei fac prima alegere. Nu, pula astea. N-are nimic asta. Da, acum, tu ești obligată acum să joci. Da. Asta înseamnă că prima alegere o face Elena. Ok. Da, s-o exact. Pe exact. Exact. Și la noi nu mai okay. Contează. Pe cine vrei? Nu, eu sunt liberă acum. Da. Băi, liberă. Aia, a treia. Lasă asta, concentrează, asta merge, crede-mă, merge. Nu pot eu la băi, nu, e adevărat, nu-ți mai băga asta în cap că nu poți, că ești mică, că n-ai forță. Ai forță. Bine. Mână, picior opus și de la umăr dai tare împătrat. Nu trebuie să dai neapărat în inerță, dai împătrat sus, înspre inel. Acum și știi cum să arunci, ok? 5-3 pentru războinici la start, Ghiță și Asiana împotriva lui Emanuel și a Lolei aruncă băieții. 3, 2, 1... Ghiță și Emanuel au mai aruncat astăzi odată la țintă, atunci a câștigat Emanuel. Scorul acum este 5-3, așa că faimoșii trebuie să facă ceva, să adune puncte. Iată, probleme pentru războinici, au scăpat o minge. Toate mingea! Și distanță mare între cele două echipe acum. A ajuns Ghiță la final, va arunca primul la țintă. Vin puternici și războinicii, ratează două lovituri la rând. Ghiță o nimerește pe a treia, dar n-a deplasat prea mult cubul. Iată ce face Emanuel, a dat un cub jos din a doua lovitură. Ghiță trebuie să se concentreze mai mult. Ratează trei lovituri consecutive, Ghiță. Emanuel mai are doar două cuburi, unul acum. Avantaj pentru războinic de două cuburi. Mai are nevoie de o singură lovitură precisă, Emanuel. Se concentrează acum, lovește, dar de-abia acum, în a doua lovitură, doboară și ultimul cub. Și scorul se face 6-3 pentru războinici. Hai, mă, că ăsta e finalul nostru. Iar mi s-o cioară să citu pe mine. Ce mi-a era pe traseu. Și auzeam că e cioară să. Dă-mi acolo. Ce vrei? Nu se face o cioară pe picior. Hai noroc, Ema. Da, am noroc, am scris. Ce încurajat. Hai, mă, ce. Nu zici niciodată. Da, stai, Ghiță. Da, încurajezi altfel, știi. Hai că poți, hai, concentrează-te, hai, nu știu ce. Așa, Ema, mai spală-te pe picior. Cât e 6-3, nu? 6-3. Mai avem de intrat. Mai sunt două puncte, nu? Acum. Da. Și după încă o tură de alegeri. Hai, că trebuie, întoarce. Măcar să ajungem la ștafetele, dacă trebuie la ștafete tot. 6-3 pentru războinici. Meciul acesta se termină la 10 și miza a lui cea mare este a doua imunitate a săptămânii. La start din nou Ghiță și Emanuel.
de data aceasta să le ajute pe fete, pe Emi și pe Carina. 3, 2, 1! Cine pierde astăzi va trimite un om la duelul cu Elena pentru simpatia publicului. Elena este prima nominalizată, scapă războinicii, o minge. Iată-i din nou pierd timp. Mi s-a întâmplat asta și în jocul precedent. Să vedem acum, Emi aruncă la țintă, lovește cubul, îl deplasează, dar nu foarte mult. Vine și Carina acum, aruncă și ea și dă jos un cub deja. Bravo, Carina! Ai caratat, Emi, are doar una! Hai, repede, repede! Trebuie să se concentreze, Emi. Are nevoie ca de aer echipa ei de puncte. Calmă, respir. Respir. Aproape a dărâmat și Emi un cub. Lovește și Carina, moale însă. Continuă războinii ca să fie în avantaj. S-au dus a treia oară după saci. Iată-le pe fete. Acum dărâmă și Emi, dar și Carina. E prea târziu pentru Emi. Este punctul Carinei. A reușit consecutiv două lovituri bune și câștigă războinica. Scorul acum este 7-3 pentru echipa albastră. Haideți că e ok. Da, bine. Și se mai intră probabil o dată, nu? Da, se mai intră o dată, clar. Da, e așa, așa și mai facem o alegere. Eu cu Iancu până acum o dată. E bun, las că e bine. Am adus punctul. Ați am adus punctul. Mai ca bătrânii la urmă acolo. Deci, bă, mai facem o făceai să râpiți. Am zis, dacă din alea trei râdai, îți dau cu cubul ăla în cap. Și n-ai dat bătrânii. Am dat cu patra de-abia. Dar vreau să mă opresc. Da, da, tu dă-mi pace acum. Mă vreau, eu cred că sigur nu. N-are forță, e țintă. Nu forță. E țintă, mă, n-are forță. Doamne, îmi împingi. Hai, 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 dă-ți mâna pe răpus, dă-i în pătrat. Hai! Hai, hai, hai! Da! Eu, dar numai așa, numai asta făceam, uite-te la mine. De aici și atât. Pericol mare pentru echipa roșie, scorul este 7-3 pentru războinici. Iar dacă faimoșii vor pierde și astăzi, cu siguranță un membru al echipei roșii va părăsi competiția. Să vedem duelul dintre Cezar și Andrei. Sunt ajutați de către Emi și Carina. 3, 2, 1! Cezar și Andrei s-au mai duelat astăzi. A câștigat Cezar unul dintre puținele puncte pe care faimoșii le-au obținut până acum. Iată, se coordonează foarte bine echipa faimoșilor. Are un pas în fața războinicilor. Primul la țintă este Cezar. Aruncă Cezar jos. Lovește bine Andrei. A deplasat un cub. L-a lovit și pe al doilea. Este un mic avantaj pentru războinic. Are două cuburi deplasate. Să vedem pe Cezar din nou aruncând. Dărâmă primul cub. Și vine și replica lui Andrei. Egalitate între cei doi în continuare. Lovește jos amândoi. Încă o lovitură bună pentru Cezar. Dărâmă din stânga un cub. Au tremurat acolo țevile. Au intrat în vibrație și a căzut un cub. Și iată și pe al treilea cub pentru Cezar. Este punctul faimosului și reduce din diferență. Scorul e 7-4 pentru echipa albastră.
calmează-te. Calmează-te, asta e. Uite, calmează-te, că și eu am greșit, că am dat, m-am vrut să nu știu ce să fac. Calmează-te, că nu mai avem nimic de pierdut acum. Hai. Hai. Hai, Asti. Hai, Asti. Vino aici. Tare, mână, picior opus, ok? Țintește-le. Mână, picior opus, țintește pătratele. Haideți aici. Nu am cum. N-are cum. N-ai cum? Da, n-ai cum. 2, 1 și fai monștri! Nu vrea deloc, bă. Bă, Andrei, trebuie să te concentrezi. Și să te relaxezi. Da, pentru că pe primele două le-a dat fix. Andrei, hai să mă ajut. Și după iară, da. Țineți egal, că am văzut că la ei. Să țineți egal, că am văzut că la voi era așa tare. La următoarea alegere trebuie să-l lăsați pe Emanuel pe parul. Da, nu știu dacă... Iancu e grăbit. Cred că a dat super bine Emanuel, cred că... A dat foarte bine Emanuel. Din câte a ratat ăsta, mă. Am ratat eu, mă, n-a dat el foarte bine, am ratat el. Mergi tu cu Emanuel și le-a dat pe Andrei. Hai că vedem. Te-ai fri. Șapte la patru pentru Războinici la start. Asiana și Cezar împotriva Lolei și a lui Andrei. Fetele aruncă la țintă. 3, 2, 1. Andrei, hai Lola! Asiana a fost învinsă odată astăzi. Lola a reușit să aducă un punct echipei. Iată, cele două echipe se coordonează foarte bine, au ajuns aproape la final, aproape la țintă. Da? Pune mingea, pune mingea! Hai, Asti, ce ai făcut, Asti? Hai, Asti! Hai, Asti! S-a lovit Asiana, cred că i-a căzut tava aceea pe picior, să vedem cum va arunca. Ratează de partea cealaltă, Lola a lovit de mai multe ori, dar n-a reușit până acum să dea jos un cub. Asiana, de partea cealaltă, continuă să rateze. Iată, avantaj pentru Lola, două cuburi date jos, unul după altul și aproape al treilea. A căzut acum și al treilea cub. Este punct pentru Lola. Scorul este 8 la 4 pentru Războinici. Să ciclez, la. Am văzut, Andrei, că te-ai împiedicat de ceva, dar nu te-ai împiedicat. Deci mă doare de mai pute. Doctor, nu forța, lasă-mi în pace. Se bloc. Ce-ai călcat, Steam? Da. Să mai mi-a fugit direct așa. Hai, mă, că nu s-a întâmplat nimic, am 5 minute, îmi revin. Mișcă picioare. Nu, că pot să fac de-astea, dar mă doare. Viață vreau. Să o am. Ok? Ha? Andrei, tu trebuie să alegi clar. Tu o să fii ales clar. Dar te rog eu, și dacă ești ales, voi, deci cum ai, când ai dat crânul, cum ai zis eu, a fost perfect, ai fost pe ea. Da, mă, da. Poți să alerg, intru, nu se pune problema. Păi și ce faci? Dacă... La finalul cum îți praști, la alerga, poți să alerg. Nu se pune problema. Trebuie să pun viață, n-am pățit nimic, nu mă fi ok. Iau eu Andrei și după aia ia cine vrei, Ghiță, cu cine te simți? Ia pe cine vrei.